Bun găsit, dragi prieteni, bun găsit, dragi telespectatori, bun găsit Chișinău, Republica Moldova. Ne bucurăm foarte mult că suntem de această dată, cum spunem noi românii, dincolo de Prut sau dincoace de Prut, cum vreți dumneavoastră, în orice caz, Cristina, ne simțim foarte bine aici în Republica Moldova. Aș avea rugămintea pentru telespectatorii noștri să ne spui câteva cuvinte despre capitala Republicii Moldova, Chișinău. Bine v-am găsit la ora veseliei. Am aflat de curând că municipiul Chișinău este centrul administrativ, teritorial, economic, științific și cultural. Eu am aflat mai de mult. Ești mai tânără, Republicii Moldovei. Da, dar eu sunt pentru prima oară venit aici și îmi face o deosebită plăcere. Este așezat la o margine a pantei de sud-est a podișului central al Moldovei. Nu știu dacă știați asta. În zonă de silvostepă. Eu de obicei când am venit în Republica Moldova, am venit întotdeauna la prieteni dragi. E adevărat, nu prea am avut timp să fac și călătorii mai multe prin Republica Moldova, mai mult cu mașina, dar ceea ce am remarcat eu, și mă scuz că te-am întrerupt, ospitalitatea deosebită a moldovenilor. Eu fiind și eu un moldovean jet-BG, chiar dacă mă cheamă Ungureanu, în orice caz în Republica Moldova toți sunt zâmbitori, te primesc foarte, foarte, foarte bine, din toate punctele de vedere. Prima atestare documentară, vreau să vă spun, că este din 17 iulie 1436. Ei, nici asta nu știam. 1436. Ah, este menționat printre primele repere naturale ale hotarului moșiei lui Oancea Logăfătul. Multe, multe noutăți. Hai că spui frumos acolo. În ziua de azi este unul dintre cele mai mari orașe din Europa Centrală și de Sud. Localitatea este supranumită Orașul din Piatră Albă. Respectivul supranume provine din abundența clădirilor de culoare albă, fiind construite din piatră albă de calcar. Ei, și asta e o chestie, așa, eu mă ducea gândul la greci. Chiar am observat pe drum, să știți. Și ce mai scrie acolo? Am văzut că ai și niște versuri la urmă, sau încă n-am ajuns acolo. Ba da, vreau să vă spun câte ceva despre imnul orașului. Așa. Primul vers în forma actuală a imnului fiind orașul meu, numele, muzica de Eugen Doga și versurile Gheorghe Vodă. Versul este Orașul meu din albe flori de piatră. Mai dat gata, Tora. Eu sunt convins că și telespectatorii noștri vor observa că ai venit cu, cel puțin pentru cei din România, sunt lucruri absolut inedite. Moldovenii știu această istorie a lor, știu toate lucrurile astea, dar pentru noi sunt extrem de interesante. Hai că zici bine. Ce mai ai acolo scris? Ia să vedem. Câteva strofe din imn. Ia să auzim. Ia. Nu pot să vi-l cânt, dar pot să vi-l recit. Da, o strofă măcar așa. Orașul meu din albe flori de piatră, în ploi de soare zi de zi scăldat, mereu întinerind în vechea vatră, din cântec și iubire înălțat. Orașul meu frumos ca niciodată, grădina mea cu cerul tău de dor, în inimă te am pe viață toată și în graiul tău cel dulce te ador. Mie mi se pare foarte aplauze frumos. Pentru aplauze pentru colega mea de prezentare. Să trecem la, cum ne-am obișnuit de altfel, întotdeauna sesiunile noastre de filmări, pentru început dau prioritate celor mici. Adică nu celor mici, ei de fapt sunt artiști mari aici în Chișinău și vom începe cu unul din studiourile reprezentative de aici din Republica Moldova, studioul, de fapt RAV Studio. Angela Cabari este prietena noastră, pot să spun, și de familie și de suflet. În continuare duce mai departe, să spunem, această ștafetă a pregătirii tinerelor talente. O să te rog să ne faci cunoștință cu tinerele talente de la RAV Studio. Adelina Cancer, bine ai venit la ora veseliei. Bine v-am găsit. Vreau să ne spui câteva cuvinte despre tine și activitatea ta. Despre activitatea mea... Știu că tu cânti de mică, nu? Da, cânt de mică, cânt de la vârsta de 5 ani. Și ai numeroase premii. Da, desigur. Și ce piese ne interpretezi? Vă voi interpreta piesa Rata Morii. Și Cristi Pirogan să vină alături de noi. E un domnișor, bine ai venit pe la noi. Bine v-am găsit. Câți ani ai tu? 15. Spune-mi, te rog, piesele interpretate. Vreau să vă cânt Dansăm cu toții. foarte frumos, și domnișoara Birca Asea și Tofan Cătălin. E un mic duet. Ce frumos! Spuneți-mi, vă rog, piesa interpretată. Ala bala portocala. Ce frumos! Să-i ascultăm! Îmi place ritmul muzicii ușoare, yeah. Dacă dansezi cu mine, îți dau o floare, yeah. Mișcă-te ritm așa ca mine și după muzica ce sune bine. Mișcă-te ritm așa ca mine și după muzica ce sune bine. Dansem cu toții în toiul nopții, 1, 2, 3, 4, unul cu altul. Dansem cu toții în toiul nopții, 1, 2, numai noi dansem amândoi. Îmi place ritmul muzicii ușoare, pentru toate fetele câte o floare, Să ne mișcăm în dans, în dans fierbinte, și cine știe cânte, pur să-l cânte. Să ne mișcăm în dans, în dans fierbinte, și cine știe cânte, pur să-l cânte. Dansem cu toții în toiul nopții, 1, 2, 3, 4, unul cu altul. Dansem cu toții în toiul nopții, 1, 2, numai noi dansem amândoi. Dansem cu toții în toiul nopții, 1, 2, 3, 4, unul cu altul. Dansem cu toții în toiul nopții, 1, 2, numai noi dansem amândoi. Dansem cu toții în toiul nopții, 1, 2, 3, 4, unul cu altul. Dansem cu toții în toiul nopții, 1, 2, numai noi dansem amândoi. Jocuri de copii sunt în lumea mare, multe șublodii, și cu ele vii uși de mâncare și de jucării. Dar din toate vai, mai ales o joacă face mult alai. Puștile, ce stai? Fuga la toloc, hai! Alaba la portocala, hai și ne-am jucat de ascunsela, de ascunsela. Și mămica și bunica s-au jucat cândva de ascunsela, de ascunsela. Alaba la portocala, hai și ne-am jucat de ascunsela, de ascunsela. Chiar tăticu și bunicu s-au jucat cândva de ascunsela, de ascunsela, de ascunsela. Să rostim în cor vreo numărătoare, vorbele și rag, căci copiilor de orice culoare jocul e drag. Pe pământ avem jocuri de tot soiul, hai să ne jucăm, eu și eu și tu, numai de război, nu! Alaba la portocala, hai și ne-am jucat de ascunsela, de ascunsela. Și mămica și bunica s-au jucat cândva de ascunsela, de ascunsela. Alaba la portocala, hai și ne-am jucat de ascunsela, de ascunsela. Chiar tăticu și bunicu s-au jucat cândva de ascunsela, de ascunsela, de ascunsela. Doamnelor și domnilor, la RAV Studio am găsit de data asta o fată foarte tânără și foarte drăguță. Bine ai venit la Ora Veseliei, este vorba despre Emi Catana. Bine ai venit! Spune-mi, te rog, câți anișori ai? Eu am 6 ani. Ce frumos, ce tânără! Și de mică tu ai început să cânti, îți place muzica tare, nu? Da. Vreau să te întreb dacă ne cânti și din fluier sau doar cu vocea? Doar cu vocea. Emi Catana ne va cânta melodiile Moldova și Cărărușa. Aplauze pentru Emi Catana! La Chișinău am și de această dată copii minunați, proveniți de la studioul pentru copii Șansa Ta, conducător Saveliu Cojocaru. Și aici lângă mine, Ana Maria Șoitu și Carolina Zavidei. Bine ați venit la ora veseliei. Spune-mi, te rog, Ana Maria, de unde ai acest costum? L-am cumpărat. Nu ți l-a făcut mami? Nu. Voi vă pregătiți cu domnul conducător Saveliu Cojocaru, corect? Și melodiile interpretate? Ritmul îmi place. Și tu, Carolina? La microfon, te rog. Foaie verde mărotată. Să o ascultăm întâi pe Ana Maria Șoitu. Preferate hituri, melodii dansate tinerești. Mă mai ceartă tata, mă mai ceartă mama, fată dragă, o să nebunești. Toate-s melodie, toate-s armonie, fascinantă sunt de orice când. Cine nu zâmbește, cine nu iubește, în zadar trăiește pe pământ. Ritmul îmi place, nu-mi deface, ca să stau pe loc. Ritmul-mi place, nu-mi deface, fără să vreau într-un alt joc. Ritmul-mi place, nu-mi deface, ca să stau pe loc. Ritmul-mi place, nu-mi deface, fără să vreau într-un alt joc. Cântec drag răsună și amici adună, zâmbete pe față înfloresc. Cântecul culoare e o sărbătoare, doar cu drag de cântec eu trăiesc. Cântecul îmbină ritmul și lumina, ele sărbătoarea mea și a ta. Ele o piatră rară, ele o comoară, și de aceea într-una cânt așa. Ritmul îmi place, nu-mi deface, ca să stau pe loc. Ritmul îmi place, nu-mi deface, fără să vreau într-un alt joc. Ritmul-mi place, nu-mi deface, ca să stau pe loc. Ritmul-mi place, nu-mi deface, fără să vreau într-un alt joc. Să stau pe loc. Ritmul-mi place, nu-mi deface, fără să vreau într-un alt joc. Ritmul-mi place, nu-mi deface, ca să stau pe loc. Ritmul-mi place, nu-mi deface, fără să vreau într-un alt joc. Domnul Saveliu Cojocaru, o mai veche cunoștință de-a mea de aici din Chișinău, un om cu o activitate prestigioasă aici în Republica Moldova, textier foarte bun și compozitor și fără discuție și un îndrumător pentru tinerele talente. Mi-aduc aminte, acum câțiva ani am avut un spectacol din 2004, ne știm. Da. Mi-aduc aminte de acele spectacole pe care le-am făcut împreună la Palatul Feroviarilor de aici din Chișinău. Sigur, ne leagă amintiri foarte frumoase. Bine ai venit la Ora Veseliei, televiziunea Favorit. Dar eu zic, bine ați venit dumneavoastră la noi, deci sunteți oaspeți dragi și mult așteptați la noi aici la Chișinău. N-am avut posibilitate să venim cu copiii ăștia încolo peste Prut. Așa că a venit televiziunea Favorită aici la Chișinău. Dragul meu, pe lângă activitatea personală, sigur, cea mai mare bucurie este să-i vedem pe copii aici, au evoluat deja copii în ringul și în cadrul emisiunii noastre. Prin ei probabil găsește această tinerețe perpetuă, să-i spunem așa. Într-adevăr așa este. Acest studio care l-am format la Palatul de Cultură Feroviară în 2003, deci prin ei, eu zic că este o continuitate a mea, a copilăriei mele. Deci prin ei îi mai trăiesc o dată copilăria, fiindcă dacă a scrie o muzică pentru copii, trebuie să fii și tu copil. O să rog pe colega mea, Cristina, să prezinte pe cele domnișoare, poftiți mai aproape. Le am aici lângă mine pe Adelina Crăciun și sora ei, Andreea Crăciun. Bine ați venit la Ora Veseliei! Bine v-am găsit și bine ați venit și dumneavoastră în Republica Moldova. Ne bucurăm să găsim aici tinere talente, așa ca voi. Spune-mi, te rog, câți anișori ai? Eu am 7 ani. Și tu? 13. Mulți înainte, vă dorim succes în continuare. Și piesele interpretate de voi? Eu voi interpreta astăzi o piesă pe nume M-am îndrăgostit, iar Andreea? Orice zi e sărbătoare. Să le ascultăm, Adelina Crăciun și Andreea Crăciun. Medicul îmi spune, poate are cit. Mama iar mă ceartă că sunt zlăbăcită. Nimeni nu pricepe că sunt îndrăgostită. Tu știi cel mai bine ce e acum cu mine. Tu m-ai putea trata dacă mă vei săruta. Tu știi cel mai bine ce e acum cu mine. Tu m-ai putea trata dacă mă vei săruta. No, 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 no. Ieri la discotecă geaba m-am distrat. Mi-am uitat umbrela sub un crotat și încurc troleul, plec în loc să vin. Viața nu e viață, viața mea-i un chin, viața mea-i un chin. Tu știi cel mai bine ce e acum cu mine. Tu m-ai putea trata dacă mă vei săruta. Tu știi cel mai bine ce e acum cu mine. Tu m-ai putea trata dacă mă vei săruta. Bine ați venit la Ora Veseliei! I-avem aici pe Gherma Morar și Cezara Moroi. Ce piesă o să ne interpretezi? O să vă interpretăm piesa Pe aripi de cânt. Să-i ascultăm! Aplauze! Trece ora, trece clipa, când își freamătă aripa și cu drag ne duce în viitor. În culori de curcubeu vine spre sufletul tău și ne ia cu el în zbor. Pe aripi de când să zburăm peste pământ, să împărțim doar dragoste și dor. Doar dragoste și dor, și dor. Când te cuiestea ce mângâie inima, ele sărbătoarea tuturor. Și cât vom trăi pe lume, cântecul să ne adune și de viață să ne bucurăm. Cântecul de voie bună să ne adune împreună și unim luminii să cântăm. Pe aripi de când să zburăm peste pământ, să împărțim doar dragoste și dor, și dor. Cântecul este ce mângâie inima, ele sărbătoarea tuturor. Împărțim doar dragoste și dor, și dor. Cântecul este ce mângâie inima, ele sărbătoarea tuturor. Noi o avem aici pe Iraida. Bine ai venit la Ora Veseliei! Mulțumesc! Spune-mi, te rog, cum se numește piesa pe care ne vei cânta? Un dar pentru mama. Aplauze, vă rog, pentru Iraida și piesa ei dedicată mamei. Cristina Cozaru. Sunt Eugen Ungureanu. Nu pierdeți emisiunea de săptămâna viitoare. Când eram plăcău în sat, mândrilim o fermecat. Când eram plăcău în sat, mândrilim o fermecat. Mândrilim o fermecat, Doamne, și mare păcat. Mi-o schimbat părul pe cap, l-o făcut din negru alb. Mândrilim o fermecat, mi-o schimbat părul pe cap, l-o făcut din